Hai că te sun înapoi. Autosalvările au fost solicitate la un accident prin electrocuție. Am fost anunțați de două persoane. La fața locului am găsit o persoană conștientă cu leziuni de intrare și ieșire a curentului de înalt voltaj. A fost preluat de echipajul cu asistență, au acordat primele îngrijiri, evaluat și transportat la spital pentru supraveghere, evaluare ulterioară. Cea de-a doua persoană preluată de echipajul cu medic, găsită inconștientă în stop cardiorespirator, cu arsuri de căi aeriene superioare, arsuri la nivelul feței, toracului și membrului superior, s-au inițiat manevrele de resuscitare, din păcate fără răspuns pentru pacient, declarându-se decesul.